Domnul ăștia, eu pe... Eu am înțeles. Tu n-ai voie să filmezi un om fără voia lui. Eu pe pentru mine. Tu fără voia lor, tu trebuie să întregi omul. Vino la mine! Vino la mine! Tu n-ai voie. Eu am înțeles. Cu fără voie oamenilor, tu trebuie să treci voie, dar și că nu se filmează. Înțeles, tu n-ai voie, pindă și se filmează la biserică. Tu intimitatea lor la rugăciune o să strici. Eu spun că eu asta, tu asta pățești la mine, băiete, eu spun. Așa e judicat, așa de tăsat, nu de mine. Am înțeles, bun. Tu dacă unde mai apare, e tu. Aia asta, tu pățești, înțeles? Bun. Am înțeles. Nu mă spăra că eu nu știam poliția. Cheamă. Și arăt ce faci tu. Cheamă. De ce tu filmezi oamenii? Eu pe preot al filmez, nu pe... Nu ai filmat oamenii. Și fugi pe călosului. Dacă ești agresiv, ești neadecvat, cum? Ce fugi? Dacă ești neadecvat. Băi, tu n-ai și filmat oamenii. N-ai și filmat oamenii. Ești neadecvat. E biserica satului. E biserica satului. Nu-i privatizată. În biserică poftim, dar oamenii nu filmează. Dar eu nu oameni, eu pe ei oameni agresivi filmez. Iau bărbați, au copii, au copii. Eu pe oamenii ăștia agresivi filmez. Dar păi eu lucrez, ăsta-i lucrul meu. Ăsta-i lucrul meu. Să filmez oamenii ăștia agresivi. Ăsta-i lucrul meu. Și eram la vreo ora 11, cum de dimineață eram pe o gradă. Când la vreo ora 11 auzăm cum de la biserică se răsuna și ies spomine numele meu, familia mea, rodele mele, părinții mei. Dar și așa tare se aude de la biserică, cum a hăt la tine lângă țintirim și al nou? Păi, o pus de astea box. Difuzoare. Da, difuzoare o pus în vârful bisericii, că el când pune, face slujbă, să răsune tot satul, să audă slujba. Și el a oprit slujba și spune, ponigre, familia mea, ne-o bărfie. Închipui tot satul sau de la biserică cum el îmi ponigrește familia mea. Dar oare erau mulți la biserică? Dar la biserică când se duc așa în jurul la vreo 180 de oameni, are contingentul lui care... Înțeleg, dar acum e situație gravă. Acum poate și mai puțin. Medicală, parcă n-au voie nici să fac și slujbe în interior, trebuiau doar afară să fie, dar afară am văzut că nu era nimeni. N-am reușit să ajung până la astea, nu că a ieșit el și m-a fugărit la asta. Ai, până singur ai văzut. Dar cum, să alungi un om de însat de la biserică, și cu dânsul? El ca primarul, el trebuie să-i prinească pe toți și trebuie să-i reprezinte pe toți. Înțelegi, el des, mă pone grește. Lui convine că eu descoper multe ilegalități la primărie, tăti... Și săptămâna trecută am făcut... Dar el și treaba are cu primărie. El doar nu e nici consilier, nici viceprimar, nici nic. E straniu. Eu de fiecare dată când critic primăria, când descoper ilegalitatea, de fiecare dată el se implic să mă intimideze, să mă readucă la tășiere, mă bărfiește, mă astea, aduce aminte de părinții mei, sunt morți, îi discut, îi... Mai în scurt, a făcut din biserică așa un centru, un nucleu de bârfe și de răspândirea bârfelor. Ai auzit ce înseamnă expresia asta bullying în ultima perioadă de timp? Cărțuire, da. Da, păi e că așa el are un contingentul lui de oameni care și are o comandă să hărțuiască pe cineva, gata, el ca cum fas. Dar și comandă? Crezi că e comandă cineva dintre politicieni, primărița sau cineva? Dacă are vreo comandă de la cineva, că el pe mulți îi hărțuiește așa la biserică, de pe tribuna bisericii. Și când omul începe să-și are explicații de la dânsul sau să are socoteală de la dânsul pentru tot ce își face, el de-a declară, se declară victimă și cere ajutor de la oamenii care se duc la biserică. Acolo puțin au mai rămas, că... care nu mai au posibilitate de duc la Chișinău, dar majoritatea de amuzi duc la Dumbrava, la alte biserici. Oho. Și ai văzut ce amenințări și fășe el și virajuri fășe el prin... Că tu băietul, dacă apare filmări, dar eu m-am dus când am auzit că m-a discută, mă, astea nu m-am dus, vreo 20 minute am mers pe jos. Și că el tăti 20 minute, el s-auză cum de la biserică. Și încă vreo 8 minute am filmat tăt prostiile lui și
Și încă după asta el a ieșit și cu pitențe la mine, dar eu m-am dus să filmez, că să am probe iar la poliție, pe fiecare dată când îl filmez. Pe deja, pentru, nu din alte interese, dar să am probe și să răspândesc, să vadă, poate a venit și ăștia de la metropolie și slujitorii bisericii au ei și ăla. Ți-ai minte că a fost asta toamnă Dar am la... fost, parcă și v-ați plâns și eu zis metropolie. Da, am vrut să protestăm și pe ne-o chemat și au zis ca să-i facă judecată bisericească, popiască. da. Da, bisericească, strâmată, din când în când a strâmată reprezentante de la metropolie să vadă și totuși se trece la biserica noastră. Nu a mai venit nimeni, că nu, tot e gine frumos la dânsul. Da, poliția, procuratura, că parcă te-ai plâns la organele de stat. Nu fac nică, tot gine frumos la dânsul. Mafia niciodată nu moare. Ei, dar și-l acuz pe el că e mafiot? E doar un popă irresponsabil care incită lumea la ură, da, în loc să-i învețe dragoste. Da, o expresie care se folosește des când sau unul cu altul, poliția, procuratura, toți împreună, că nu vor să hotărască ceva, asta e un fel de mafie la duce. Ia uite, acum pe situația asta specială, puteai să-l denunți că adună oameni în biserică să plătească măcar niște amenzi. El și așa îndreaptă oamenii împotriva mea, ai văzut cum îi vrăjbește cu ea, că el vine și vă filmează în intimitatea voastră. Eu habar n-am avut de oameni ăștia care s-au dus la biserică să-i filmez, cum bate în mătâni sau cum... Eu m-am dus să-l filmez pe dânsul să acumulez probe cum mă discreditează și cum mă bărfiește el la biserică. Ei, dar la cât e de irresponsabil s-a filmat chiar el sau drujii lui l-a filmat cum scaldă în aghiazma tare. Deci probele le produce chiar el, nici nu trebuie să se ducă cineva să-l vâneze cu camera. Păi el, toate filmările cele care erau cum scalda în astea, pe canalul lui, pe da, exact. Adnaclasnic. Exact. La adnaclasnic, la dânsul, el singur să arată cât e de... Cât e de deștept și cât și mai poate face. Da, e greu cu așa preot. Asta ce ești faci la biserică, asta e un fel de bătaie de joc, nu e credință, nu e seană. Oamenii se descurajează, pierd încrederea în tăcile, de-amă, când îi vede. Halal de așa popă. Ai văzut cum el chema oamenii, îndemnează oamenii la ură, la violență, la seană, să-i scoată steagurile, să ducă la parlament, să seană, să-i fugărească pe ăștia din primărie, să... Dar stai că una e cu steagurile și dus la parlament și formă de protest pașnic și alta e violență, ce zici tu? Pe cine se alunge? De unde se alunge? Consilierii din primărie n-ai văzut video și alant. Nu. Acolo pe scări, da? Tu erai pe scări și s-aude ce spune el și ce zice? Da, da. Zici că... Să iei oamenii, îndeamnă pe oameni să iei steaguri, să ducă la parlament și să-i fugărească pe aici consilierii noștri din sat. Dar și parlamentul îi alungă pe consilieri? Consilierii se alege de popor ca și deputații, nimeni nu-i poate alunga. Să te uiți că este video când el povestea din biserică. Că el n-are, noi n-avem, el acolo 200 de oameni zgrămădesc în biserică și noi n-avem nevoie de așa consilieri. Ei cu 200 de oameni cât poate el grămădi maximum în biserică, el de-amă decide soarta localității. Într-un sat de 11.000 de locuitori. Da. El și nici ne-a promis că îmi faci judecata în fața la tot satul. Adică el are de gând să grămădească toți ăștia 11.000 și să facă justiție populară. Chiar toți 11.000 dacă se adună nu poate să facă justiție. Justiție face numai justiția. Poliția, procuratura și justiția. Nu poate să facă oamenii pe stradă sau la biserică justiție stradală, că e penală. El se închipui că acum în Caucaz se face înainte pe munți pe acolo justiție, așa și el... Și să te arunci cu pietre, cum scrie în Biblie, da? Da, da, da. Păi pericol social, el chiar că trebuie denunțat pentru... Și din ce motiv? Te acuză că ai fi de altă religie sau că ai fi ateu ca Brega sau din ce motive el te urăște așa? Mă urăște că depistez ilegalități de la primărie și le fac publice. Chiar nu pot înțelege și el așa e agresiv de mine. Are un interes și acolo în primărie, în consiliu, a? E ca duminica trecută m-am dus și am filmat gunoiul ăștia, asta ilegală. Mai la deal de primărie, mai la deal de biserică, da? Da, nu, dar
după de castelul lui Stadion. După deal acolo, da. Și am filmat cum s-a dus și gunoi din alte localități, gunoi ăștia, și ne-a căsat un gunoi, mizerie de asta. Și am criticat primărița că nu duce răspundere de ceva, nu să... El gata, ia ca el pentru asta m-a bărfit azi la biserică. Înseamnă că-s mână-mână cu primărița dacă simți solidar cu ea și o apără așa. După el a fost, după ce am făcut filmările cele la gunoiște, știi, câteva zile el chiar a fost cu primărița la gunoiște și ea. Adică le-a dat răgaz la ăștia care cu adus gunoiul, presta energie, se duc cu tractorul să fac curat acolo și până s-a dus primărița și cu preotul și încă vreau câțiva reprezentanți la primărie și au filmat cum de-a deja era curat și unde chiar ca Godoroja spune mișuni. Dar de ce nu s-a dus a doua zi când era mizerie și ea? Sau de ce nu se uită la videourile tale transmise live de acolo? Nu, ei s-au dus, asta e un fel de, cum ți-am spus, bullying. Vor să mă readucă la tășere și ne închidă gura că... Eu sper că nu te lași intimidat și contezi pe organele de stat și pe mediatizare și pe susținerea noastră. Suntem mereu alături. Și continui să-i monitorizezi. Sper să mai apară oameni lângă tine care să vrea să triumfe legea și adevărul și nu să le închidă gura la cei care spun adevărul. Cu câte eforturi fac să lupți cu mine, mai bine s-or concentra și or hotărâ problemele localității. Exact, cheltuie grămada energie și timp. Da, dar și nu ar mai trebui să mai lupți cu mine să ne închidă nici gura. Dar consilierii ce îți zic, te apără cineva din aleșii poporului? Consilierii am... Îți diferiți? Da, m-am dus să depun, mă duc mâine să depun la consiliu, de asta o plângere. O sezare. Legat de gunoiște. La gunoiște și aia că au trecut pandemie, i-am scoate de dus. Primăria i-am început să lucreze și mă duc să depun o... Sperăm că măcar ei ori să fac, ori să întreprindă ceva. Dacă primărița nu vor, măcar consilierii s-or... Și a anunțată vreo ședință de consiliu de grabă? Da, cam spre vede, că de mult nu a fost și cam spre vede, că de grabă să fie o ședință a consiliului. Ok, deci așa înregistrează cât mai repede plângerea ca să intre pe ordinea de zi. Da, e chiar așa și vreau să fac. Da, nu știu, chiar mă îngrijorez și Spitrie și în alte localități, chiar la Dumbrava, preotul lucrează împreună cu cetățenii, în binele comunității, se unesc, dar la noi contra tăcele, dezbină societatea, satul al dezbină mai multe, care nu-i cu dânsul, e împotriva lui și declară vrăjmaș, fel de prostii astea de-a lui. Ai văzut cum o amenințat că e gata cu tine dacă apare filmările astea undeva? Da. Acuș m-am mai uit odată și le adaug aici în interviu și le public pe toate. Mulțumesc, chiar Sergiu. Și chiar găsești acolo unde el îndeamnă oamenii din localitate să scoată steagurile și să ducă la parlament sau la guvern și să-i fugărească consilieri, știi? Da, da, neapărat. Și are parlamentul, e ca așa prostii de astea, aiureli, astea între... Dar n-ai văzut când s-o fugărit după mine niște ochi tulburi și roșii ca la buhai, ca la bou. Așa, dar chiar m-am spăimântat. Crezi că era beat, drogat ceva sau doar înfuriat? Nu știu, dar era, ai văzut că era neadecvat. Era neadecvat, chiar m-am spăriet de dânsul când l-am văzut. Eu n-am văzut oameni așa înfuriați și așa... Și pentru ce? Tot el a început primul să mă discrediteze, să mă bărfească, să asta, și m-am dus să ne acumulez probei. Corect. Adică nu dă voie nici, o faci ca un fel de sectă din biserică, așa, și dă voie numai care să pe unda lui și care să împărtășesc aceleași viziuni, dar care... Chiar mă îngrijorat și mi se pare că chiar asta trebuia să ne mai ducem, să mai protestăm, chiar să protestăm în fața... Metropoliei. De acord. Va să iei măsuri cu dânsul, că e un pericol. În primul rând, mai degrabă eu cred în organele de stat decât în cele bisericești, că acolo la metropolie sunt mai mulți ca el. Da, acolo îi stăți unul cu altul, chiar... Bun, să vedem și organele. Sergiu, mulțumesc pentru video, pentru încredere, pentru interviu. Ținem legătura. Bine, la iubire. Mă rog, da. Adevărat, amigă.
Filmează biserica. Filmează biserica sau știi și vorbești cu părintele? Biserica. Dar chiar și părintele și ei. El e persoană publică și dacă nu vorbești... Persoană publică și nu vă place așa și vorbești? Plas și tățat. Dar eu n-am scris înmormântat acolo. Dar și are una cu alta. Și are una cu alta? Da. Vrăjmășirea. El dacă vorbește adevărul, nu trebuie să... să ascundă că-i filmat sau... Да, это, наверное, это, ну, товарищи.